Bună ziua tuturor și bine ați revenit pe canalul meu Luminița Tarot. Voi face oroscopul săptămânii viitoare pentru Zodia Balanță, Luna sau Ascendentul în Zodia Balanță. Înainte de toate vreau să vă mulțumesc pentru toate mesajele, pentru toată susținerea, vă îmbrățișez pe drag pe fiecare. Și pentru cei care ne-au făcut-o, vă sfătuiesc să vă înscrieți la canalul meu, apăsă pe clopoțel, veți primi notificări cu videoclipurile care le voi distribui. Haideți să vedem pentru Zodia Balanță, Luna sau Ascendentul în Zodia Balanță, ce va fi în viața dumneavoastră în această săptămână, cum va fi această săptămână, ce fel de energii vor fi în viața dumneavoastră. Haideți să vedem pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip, pentru Zodia Balanță, Luna sau Ascendentul în Zodia Balanță, pe canalul meu Luminița Tarot. Cum va fi această săptămână pentru ei? La baza pachetului, veți primi o veste la acțiune, să acționați. Văd că ați lăsat ceva la spate, ați terminat un ciclu și veți începe alt ciclu, să spunem așa. Zodia Balanță, foarte mult foc aici. Foarte mult foc. Ce ați făcut? Ce ați făcut? V-ați certat cu persoana iubită? Sau o colaborare? A fost... Văd conflicte într-o relație. Văd discuții contradictorii, personalități diferite, o ceartă, ori în relația de cuplu, ori o colaborare la locul de muncă. Un bărbat în zodia de foc, leu, săgetător sau berbec sau nu, dar văd că un bărbat foarte impulsiv, e posibil să fie avut discuții cu acest bărbat, un șef de-al dumneavoastră sau un bărbat care conduce sau comandă. Și văd foarte multe stres, responsabilități sau acest bărbat v-a înșelat așteptările. Văd foarte multă muncă, dar vreau să vă spun că veți avea parte de noi oportunități, noi începuturi în ce privește munca noastră, creativitatea noastră, realizarea viselor noastre. Veți da ceva la spate, veți anunța că veți da ceva la spate pentru a începe ceva nou. Să aveți încredere în capacitățile dumneavoastră că veți reuși. Vă văd foarte energii și foarte... da, 8 de spade. Cineva v-a blocat în ce privește acea discuție și acel lucru vă dă de gândit. Sunteți blocați acolo în mintea dumneavoastră. Ceva nu vă dă pace. Vi se pare că sunteți legați de mâini și de picioare. Nu mai reușiți să ieșiți de acolo. Vă simțiți... prizonier de circumstanțele în care sunteți, să spunem așa, și trebuie să ieșiți de acolo, pentru că nu vă face fericiți, să știți. Sunteți blocați și atât, nu combinați nimic, adică nu reușiți să faceți nimic. Trebuie doar să veți putea ieși dumneavoastră din singur, nu aveți nevoie de ajutor, să nu așteptați pe nimeni să vă ajute, că nu va veni nimeni, trebuie să ieșiți singur și veți reuși să ieșiți de aici, să vă salvați din aceste gânduri care le aveți, din acest ciclu vicios care este în mintea dumneavoastră, din cauza acestei discuții cu un bărbat. Puteți să ieșiți de aici cum? Comunicăm mai mult cu alte persoane, chiar dacă este greu, că sigur vă spună, dar e ce ușor e de zis. Nu, trebuie, chiar dacă nu puteți, încercați acolo să fiți, sau să încercați să faceți lucruri care vă apasionează, să ascultați muzică care vă place, să spuneți gata, să vă supărați pe dumneavoastră, să încercați să schimbați ceva, pentru că vă reține e pe loc, să spunem așa. Și da, veți acționa, vedeți? Veți da la spate și veți acționa. Veți face următorii pași în ce privește un drum, o vacanță, ori un proiect al dumneavoastră. Veți decide un alt proiect sau veți continua pe această stradă care v-a dus la succes. Veți avea parte de succes. Veți vedea că veți ieși din acest blocaj. Stați liniștiți. Deci deja vă dați la spate și vă gândiți la viitorul dumneavoastră. Da. Vedeți? Vă veți deschide din nou inima să acționați. Vă veți deschide din nou în ce privesc persoanele din jurul dumneavoastră. Veți putea din nou să... intrați în joc, de exemplu, în viața de zi cu zi, între ghilimele, să spunem așa, zice că
veți ști și să vă ocupați de muncă și de familia dumneavoastră, de persoane din jurul dumneavoastră. Sau, în ce privește acești pași în viitor dumneavoastră, e posibil să cereți sfat unei femei, un femei zodie de foc, leu, săgetător sau berbec, o femeie foarte deschisă și vă poate da sfatul necesar, o femeie care vă poate da o mână de ajutor creativă, comunicativă, vă poate asculta. Sau poate chiar dumneavoastră să fiți această persoană, să gestionați situațiile dificile cu foarte multă grație. Foarte frumos, vedeți? Veți reuși să treceți peste acest blocaj, veți fi independentă și fizic dacă ați avut anumite dureri sau disconfort, dar și în ce privește partea financiară. Veți petrece mai mult timp singură, vă veți lua un timp singură, să stați singură, să faceți lucruri care vă plac, să vă bucurați de viață. Veți avea parte de răsplată și de pace, să spunem așa. Veți fi echilibrată, veți fi sigură pe voi, veți avea mai multă siguranță în voi. Vă veți simți, poate e posibil să cheltuiți, să vă cumpărați ceva care vă place. Wow, un bărbat în semn de pământ. Un bărbat în semn de pământ, brunețel, care e alături de dumneavoastră acolo. E posibil să vă dea o sumă de bani. Acest bărbat este foarte stabil, concret, cu picioarele pe pământ. E posibil să fiți într-o relație cu acest bărbat sau să colaborați cu acest bărbat la un nou loc de muncă sau veți avea parte de o carieră incredibilă. O persoană care are putere, să spunem așa, foarte integru și place să lucreze. O persoană foarte stabilă. Veți avea parte de succes, să știți. Dar e posibil să acest bărbat să vă deranjeze cu ceva, să spunem așa, da? Să se întâmple ceva aici în viața dumneavoastră și să vă pierdeți speranțele, dar nu e totul pierdut, să știți. Zice că e nevoie să iertați pentru a vă vindeca, să treceți peste, ca să mergeți la alt nivel, să mergeți înainte. Trebuie să vă iertați și pe voi, dar și pe ceilalți, pentru anumite erori din trecutul dumneavoastră, pentru a putea merge înainte. Afruntați acea durere, pentru a trece peste acea durere. Dar văd că trebuie să luați o decizie și vă văd confuși. E posibil, în ce privește această colaborare cu acest bărbat în semn de pământ, să fie un pic cam dur sau să fie un pic cam rigid și să vă provoace acest disconfort, această tristețe și să vă producă confuzie. Pentru că văd că trebuie să faceți o decizie și nu știți ce trebuie să faceți. Eu vă sfătuiesc să vă ascultați intuiția și inima dumneavoastră, pentru că acolo în profunzime știți ce trebuie să faceți. Haideți să vedem, vreau să aprofundez pentru că este important pentru dumneavoastră și automat și pentru mine. Să aprofundez aceste cărți, să înțelegem mai bine ce se va întâmpla în această săptămână pentru Zodia Balanță, Luna sau ascendentul în Zodia Balanță. Haideți să vedem. Da, deci acest 8 de spade a început că ori ați pierdut niște bani acolo la locul de muncă, ori e o gelozie aici. O gelozie. O gelozie din partea acestui bărbat. Din partea acestui bărbat. O disperare, o preocupare, să spunem așa. Sunteți blocată din cauza că ori nu aveți bănuți, ori că un bărbat v-a făcut geloși, să spunem. Haideți să vedem. E mintea acolo, de totul mintea dumneavoastră, v-am spus. E mintea dumneavoastră, aveți acolo un blocaj, v-a deranjat ceva așa de mult, o pierdere, ați avut o pierdere care v-a deranjat.
Dar vedeți, veți avea parte ori de ajutorul familiei, veți da la spate și vă veți afirma, veți reuși în planurile dumneavoastră. Va fi constanță, se va întoarce, veți ieși din acest blocaj și veți reuși, să știți, veți avea parte de reușită în proiectele dumneavoastră. Deci stați liniștiți că se va rezolva totul. Da, dar văd că e nevoie ca dumneavoastră să vă protejați de un bărbat în semn de pământ, repet, ori la locul de muncă, ori cu cine colaborați. Pentru că acest bărbat, ok, poate vă poate ajuta, poate vă dă o sumă de bani, dar în același timp nu este tocmai sincer, este un personaj mai fals. Își urmărește obiectivele sale, și urmărește profiturile sale, și urmărește interesele sale, da? Deci să aveți grijă la acest bărbat. Da, și în ce privește independența dumneavoastră, veți avea parte de o schimbare aici. Ori dumneavoastră veți decide să vă faceți, să vă cumpărați ceva, ori dumneavoastră veți decide să faceți o schimbare în ce privește partea financiară, în ce privește familia dumneavoastră. Văd o schimbare. Văd că cineva, să aveți grijă la o persoană din jur, cum spuneam, nu este tocmai sinceră. Văd că ascunde ceva. Fugeți, ceva ascunde aici. Și văd că un tânăr mai... Un bărbat mai tânăr în colaborările dumneavoastră. Văd că nu este sincer, Zodia Balanță. Veți intra în legătură cu doi bărbați, să spunem așa, dar unul dintre ei nu este sincer, ascunde ceva aici. Sau proiectele cu care le veți face cu un bărbat mai tânăr, mai brunet, nu va ascunde ceva, nu va fi tocmai sincer. Cred că veți face un drum cu un bărbat mai tânăr. Sau dacă sunteți bărbați, veți colabora cu un personaj mai tânăr, veți pleca la un drum cu un personaj mai tânăr. Dacă sunteți femei, soțul dumneavoastră sau cu cine veți colabora, va pleca la un drum cu acest bărbat mai tânăr. Da, și acest lucru duce la o schimbare, la o suferință, cum spuneam. Va fi aici o schimbare din partea unui bărbat. Vă va îndurera ceva, să spunem așa. Și văd că e nevoie de atenție. Da? Trebuie să faceți o alegere și pentru această alegere trebuie să vorbiți cu un doctor sau cu un profesionist, să cereți sfatul unui jurist, ce știu eu, un profesionist cu care va trebui să colaborați în ce privește proiectele dumneavoastră. Această persoană vă va ajuta în ce privește acea decizie. Pentru că văd că veți avea parte de o dificultate, trebuie să fiți mai atenți la persoanele din jurul dumneavoastră sau la sănătatea dumneavoastră. Trebuie să aveți grijă la sănătatea dumneavoastră sau la anumite persoane din jurul dumneavoastră. Văd că e nevoie de aici, e nevoie să cereți ajutorul unui bărbat care lucrează într-o instituție. Da, deci va trebui să luați o decizie în ce privește o instituție. Și pentru asta va trebui cum să spun eu, să faceți lucrurile cu moralitate. Să faceți lucrurile bine. Sau dumneavoastră va trebui să faceți o alegere între doi bărbați. Sunteți între doi bărbați și nu știți care să-l alegeți. Dacă sunteți femei. Dar văd că ceva dați la spate, să știți. Veți da pe cineva la spate. Veți da pe cineva la spate.
E posibil și să auziți de decesul unei persoane în această săptămână și acest lucru să vă dezamăgească, să vă întristeze și să mergeți la o mormântare, să mergeți într-o instituție, să rezolvați o problemă în ce privește această persoană, poate a fost în spital sau și trebuie să rezolvați anumite documente, pentru că, vedeți, a ieșit doctorul și preotul. Și înainte a ieșit moartea. Sau poate va fi doar o suferință. Adică va fi o neplăcere din partea unei persoane care vă va produce o dezamăgire și acest lucru să vă provoace să vă simțiți un pic dezechilibrați în ce privește partea emotivă, să vă simțiți obosiți, bolnavi și acest lucru e posibil să mergeți la un medic, să mergeți într-o instituție sau să fiți atenți la persoane din jurul dumneavoastră, poate au nevoie de mai multă atenție, de o situație, să o rezolvați o situație, să cereți sfatul unui profesionist într-o instituție, în ce privesc documentele, în ce privește să puneți ceva la punct, să spunem așa, să rezolvați o situație, o chestiune. Haideți să vedem în ce privesc relațiile. Vreau să cer sfatul acestui oracol în ce privesc relațiile de iubire. Ce mesaj au nevoie să audă zodia Balanță, Luna sau ascendentul în zodia Balanță pentru următoarea săptămână? În ce privesc relațiile de iubire? Ce sfat, ce mesaj au nevoie să audă zodia Balanță, Luna sau ascendentul în zodia Balanță? Viața ta sentimentală este influențată de educația care ați primit-o, educația religioasă primită sau că dumneavoastră ați decis să schimbați direcția în ce privește să fiți mai dedicați la viața spirituală. Deci spune că factorii religioși este influențată de această viață spirituală. Și spune că e posibil că această persoană cu care sunteți să fie persoana corectă pentru voi. Să ai întâlnit deja partenerul care îl căutați. Spune că e nevoie mai multă comunicare. Să comunicați mai mult, să comunicați sincer cu persoana cealaltă. Să exprimați adevăratele voastre sentimente. Să fiți onești cu persoana cealaltă și să iertați. Aveți nevoie să iertați. Oamenii mei dragi, cum am observat la fiecare semn zodiacal la care am făcut această etalare pentru săptămâna viitoare, a ieșit la fiecare semn această carte, cred că la toți. Suntem la zodia Balanță, deci sunteți al șaptelea semn care iese această carte, să spunem, sau al șaselea, nu știu de ce, cred că la toate, ori la aproape toate, 6, 5, 7, nu știu, dar oricum, cartea asta iese la fiecare. Asta ce vreau să însemne? Că toți, în toate relațiile sunt probleme, în toate relațiile sunt discuții, toate relațiile au fost dificultăți, să spunem așa. Și îngerii vă sfătuiesc să dați la o parte, să iertați această persoană, pentru că dacă nu facem pace, noi nu putem să trăim în echilibru și armonie cu persoanele din jurul nostru. Deci trebuie să învățăm din lecția necesară pentru a nu repeta aceleași erori, pentru a nu repeta aceleași greșeli și pentru a putea trăi iubirea cu persoana cu care suntem. Da? Deci pentru a putea trăi această iubire e nevoie ca tu să ierți și să lași trecutul în urmă. Și este adevărata iubire, este adevărata iubire, este iubirea adevărată, iubirea vieții tale. În relația în care te afli, este iubirea vieții tale. Dar văd că ceva aici vă va despărți. Nu știu de ce. Ori la locul de muncă, ori în loc de muncă, ori va fi o perioadă scurtă în care veți fi separați.
O despărțire. Și spune că vă v-ați mai cunoscut în alte vieți anterioare, adică sunt anumite lucruri karmice care se întâmplă în viața dumneavoastră cu persoana cu care sunteți. Adică este o relație de lungă durată sau este o relație cu care ați mai fost în alte vieți anterioare și este ceva aici e nevoie să rezolvați. În ce privește această relație, trebuie să învățați anumite lucruri împreună. Și văd că e nevoie, veți flirta mai mult cu această persoană, veți transmite bucuria energiei și altor persoane, adică persoane cu care sunteți și vă veți împăca. Deci, cred că va fi aici, cum spuneam înainte, o discuție care vă va întrista și vă va îndurera și acest lucru vă va despărți, să spunem așa, pentru o perioadă scurtă. Este o relație de lungă durată, veți începe din nou să flirtați și va fi împăcare. Deci, vă veți face pace și vă veți reuni. Deci, se va întoarce viața dumneavoastră această persoană dacă vă veți despărți pentru o perioadă. Deci, orice s-ar întâmpla, stați liniștiți că va fi împăcare. Haideți să vedem și îngerii ce mesaj o să vă transmită pentru Zodia Balanță, Luna sau Ascendentul Zodia Balanță. Un sfat pentru dumneavoastră, pentru viitoarea săptămână. Au vrut să iasă două, nu unul. Haideți că eu le iau pe amândouă. Foarte frumos. Îngerul Serena spune că e îngerul abundenței și spune așa că vei primi banii de care ai nevoie și va fi Dumnezeu. Va decide Dumnezeu cum să facă să iai acea sumă de bani. Să ai încredere. Deci stați liniștiți că veți primi suma de bani, într-un mod sau altul, va veni în viața noastră acea sumă de bani care aveți nevoie. Dumnezeu va avea grijă și va decide El cum va veni acea sumă de bani, dar o veți avea. Deci să aveți încredere. Arcangelul Michele. Haideți să vedem ce spune. Arcangelul Mihail spune așa, eu sunt cu tine. Îți dau curajul necesar pentru a aduce schimbările existențiale care te vor ajuta să realizezi scopul divin al vieții tale. Oamenii mei dragi, aici se va face dreptate. Arcangelul Michele aici văd că e alături de dumneavoastră și veți avea parte de protecție și vă va da curajul necesar pentru a face, aduce schimbări în viața dumneavoastră. Deci el vă va ghida și vă va ajuta să realizați scopul divin al vieții dumneavoastră pentru care dumneavoastră sunteți în această viață. Și văd că sunteți, v-am spus la început, factorii religioși. Sunteți conectată cu divinitatea. Sunteți o persoană foarte aproape de Dumnezeu și de îngeri și acest arcangel Mihail vă spune că vă e alături și vă va ajuta el pentru scopul divin, că aveți un scop divin în viața aceasta. Oamenii mei dragi, Dumnezeu să vă binecuvânteze pașii, vă urez o săptămână cât mai plăcută, cu multe împliniri și cât mai fericită. Vă aștept la următoarea etalare, adică la etalările zilnice care le fac. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare, vă doresc o zi cât mai plăcută și eu vă pup. La revedere, numai bine!